Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Într-un clip trecut am vorbit despre cum demontăm un cooler AMD pentru un socket AM4. Dacă nu ați văzut acel clip, îl puteți găsi în descrierea acestui episod. Însă, în acest videoclip, vă voi arăta cum curățăm și demontăm o placă video de pe un desktop. Să începem. Avem două șuruburi aici. Deconectăm conectorul PC Express de alimentare. Apoi avem un conector ce prinde placa video de placa de bază de conectorul PC Express. Aici e puțin mai complicat. Recomandarea mea e să... depinde de placa de bază. Unele se apasă în jos, dar recomandarea mea nu cu o șurubelniță, dar nu am eu pe aici, ci cu ceva din plastic, ca să nu pice pe placa de bază, ca să nu văceți placa de bază, deoarece sunt multe componente mici, condensatoare, SMD și mai departe. Deci se apasă în jos și ar trebui să iasă. Hai să vă arăt conector. Acum depinde de placa de bază, fiecare placa de bază e diferită. În cazul slotului PC Express, se apasă în jos și poți să scoți placa, poți să salți placa video. Când voi introduce placa video, el se va bloca automat. Când deblochezi, se apasă în jos. Însă unele nu au o astfel de blocare. La unele trebuie tras înapoi, unele trebuie apăsat. Deci trebuie văzut în funcție de placa de bază, nu toate sunt la fel. Am desfăcut placa video din computer și acum să o desfacem. Aceasta este. Să știți că desfacerea unei plăci video nu e chiar așa ușoară. Mai este în cazul procesorului. Pentru început, haideți să desfacem aceste șuruburi. Desfacem și pe celelalte două. Și ar trebui să iasă. Gata. A ieșit. Scoatem conectorii de alimentare a ventilatoarelor. E unul în partea asta. Sunt mai multe pentru că are și lumină în sus. Ok. Mă rog, eu am pus înainte thermal pad-uri, dar nu prea mi-au plăcut cum sunt. Astea au fost puse, ce să fac. Bun, am scos thermal pad-urile vechi, punem într-o parte placa de bază plăcii video și să desfacem ventilatoarele prinse de radiator. Trebuie un bit mai mic. Să vedem dacă asta e în regulă. E bine. Sunt câte 3 șuruburi de prindere a ventilatorului. Sunt la fel? Sunt la fel, perfect. Deci nu trebuie să-mi fac griji. Și ar trebui să iasă. Dacă nu, trebuie să mai verificăm, poate mai prinde de ceva. Și gata. Să mă duc să curăț cu o perie și revin. Așa arăta înainte radiatorul și ventilatoarele. Și uitați cum arată acum. E mai bine. Și acum să curățăm cu alcool izopropilic, să degresăm zona respectivă. Curățăm MOSFET-ii ăștia, sunt tranzistoare MOSFET probabil.
și aceste bobine sunt inductoare. Ok. Și am curățat, aici sunt memoriile RAM, VRAM, memoria plăcii video de 4 GB în total, aici un alimentare de 12V, pentru un alt convertor de scădere a tensiunii probabil, uite ce, cred că stabilizator de 5V, scrie 78D05AL. Aici probabil scade tensiunea pe mai multe ramuri pentru un curent mai mare. Inductorul și tranzistoarele MOSFET. Pentru alimentare la 1V depinde cât setezi. Deci scade la tensiunea de alimentare a procesorului grafic de 1V cu aproximație. Hai să prindem ventilatoarele de radiator. Ca un șurub mai jos. Al treilea aici. Și ultimul aici. Gata. Ventilatoare prinse de radiator. Eu am cumpărat niște thermal paduri. Sunt de mai multe dimensiuni. Grosimi, pardon. Dimensiunea este 50 mm pe 50 mm. Grosimea 0,5 mm, 1 mm și 1,5. Păi am decis așa, să pun thermal pad-uri de 0,5 pe memoriile VRAM, iar pe transistoarele MOSFET și pe inductoare de 1,5. Ceva gen. Tăiem cu forfeca și încă o dată aici. Unul o să vină aici. Mai am nevoie de încă două bucăți mai mici. Unul aici. Și încă unul aici. Și cred că ceva gen. Să dezlipim partea de jos. Am pus thermal pad-urile pe memoriile RAM. Sper să fie în regulă. Ok, punem pasta termoconductoare. Și o întindem. Gata, pasta termoconductoare întinsă și n-am terminat pentru că trebuie să înlătur și protecția de deasupra. Asta dacă o să reușesc, sper. Și acum urmează să punem radiatorul. Punem conectorii de alimentare aluminiilor și iar ventilatoarelor. Și cum să avem grijă să intre în găurile respective. Și gata. Să punem înapoi șuruburile. Gata. Toate șuruburile au fost prinse. E tot în regulă. Și acum să punem placa video înapoi. În grijă să stea cablurile astea bine aici. După cum v-am spus, clema asta trebuie să fie apăsată, să fie
să nu fie așa, să fie așa. Și apoi introducem ușor în slot. Nu ne îngrăbește nimeni. Perfect, s-a dus bine. Nu apăsăm până când nu suntem siguri și apăsăm până se aude click. Gata. Ce frumos s-a dus. Acum trebuie, bineînțeles, să prindem cele două șuruburi. Sunt absolut obligatorii de prins, de prins cele două șuruburi. Punem alimentarea PCI Express cu 8 pini. Clic și gata. Și acum, la sfârșit, să vedem temperaturile plăcii video. Înainte de a vă arăta ce temperaturi am avut în idl și ce temperatură am avut în uz, folosind un program gen Furmark, acesta fiind folosit aproximativ 5 minute înainte și după curățarea plăcii video, trebuie să vă spun că temperatura ambientală în camera unde am testat este de aproximativ 29 de grade. Asta pentru a vă face calculul, deoarece știți bine că temperatura ambientală contează foarte mult. Înainte, în idl, temperatura plăcii video a fost de 56 de grade. După curățarea plăcii video, aproximativ 53 de grade. Diferențele nu sunt foarte mari, probabil trebuia să mai țin mai mult placa video în idl. Când pornești un calculator, temperatura e mai scăzută și trebuie să o mai lași pentru a fi o temperatură cât mai reală. Apoi, utilizând procesorul în 100%, am rulat un program gen Furmark, aproximativ 5 minute, iar înainte de curățare am avut temperaturi de maxim 74 de grade, iar după tot 74 de grade. Oricum, eu am curățat această placă video pentru a schimba acele thermal pad-uri. Și concluzia mea este că nu prea merită curățat o placă video în fiecare an. Cred că ar merge și mai rar. Acum depinde cât praf este în camera unde rulează acel computer. Bun, cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare la alte clipuri și mai interesante decât acesta. Toate cele bune! La revedere!